Salut! Salut! Noi suntem Coconix! Și astăzi suntem super eroi! Pe bune? Nu, Groanie. Groanie este super eroina. Joacă-te, joacă-te la super eroina. Eroina, super eroina. Haide, ia-o vaza. Ia-o vaza și mergem să o vedem pe Groanini eroina. Groanini eroina. Groani este fană super ero. Ia uitați voi ce fain este aici. Groani este Wonder Woman! Superwoman! Oh my god, cât de sexy este. Și ai văzut ce piept generos are? Doamne, oh my god, ușa asta nici măcar n-am văzut-o. Ai văzut ce piept generos are Groani? Am văzut, dar am văzut și ce barbă generoasă are. Ia uitați voi ce fain e la noi în cameră. Eu fug repede că mi-e frică, că am impresia că vine și în spatele meu, că dacă ea este super eroină, o să meargă mai repede. Să aflu când... mi-e frică. Pide-o cap aici așa. Un pic cu capul, dar sigur e în spatele meu. Asta e din toate Aquaman și ăsta, al Green Lantern. Doamne, fain! Hai să vedem ce este. Oh, Superman, hello! Spider-Man, nu, ăla e la... Deadpool. Cum îl cheamă? Deadpool, bravo! Ați văzut Deadpool? Pe Deadpool? Ați fost la cinema să vedeți Deadpool? Păi, eu l-am văzut doar pe primul, nu l-am văzut pe al doilea. A fost foarte distractiv. De ce nu pot? Haide, hai. Oh, super, nu-i nimic aici. Asta e Aquaman, de-ași dacă vine Groani. Nu vine, am timp. Doamne, dacă de fain și-a făcut Groanini aici. Nu? Groanini are super mari idei. Ea este designer. Știi ce face Groanini? De fiecare dată când își primește pensia, bag o renovare. Femeie înțeleaptă. Asta zic eu și aș face la fel. De fiecare dată. Când aș primi pensia, te referi. Când ai primit ceva... Pensia? Valută. Ceva valută? M-am ridicat? Haide, oh my god, cât de fain e aici, uitați și voi. Să-ți numai cum e bucur. Doamne, dacă că asta vine, că ai făcut răgie. Hai să iau asta, să nu iau. Bag-o în pivniță, bag-o în saună. O bag în pivniță? Vezi că asta vine, ia dărâma asta, dă-i dărâma asta. Oh, ce fain, l-ați văzut pe Doctor Who acolo. Doctor Who era ăla? Da, așa-l cheamă, nu? Sau Doctor Strange, scuze, doamne, la câte chestii sunt în planeta Cristina, asta. Cristina, acum învață și acum îmi bucură, rămă vaza și bag-te în mașină! Să văd ce Ferrari mașină. E. Oh, cât de fain e mașina! Super tare mașina asta. Oh my god, a venit Granini și cum pare când dă una în cap. Nu, stai, vezi că... Oh my god, ce sexy este! Ce sexy este, ce decolteu are, ce bust ai văzut? Nu, vreau să văd și eu, că vreau să văd și eu pe bunii mei, că eu țin la bunii și vreau să văd și eu cum arată. Granini și-a pus silicoane pe bune, nu vine să cred. Grani, ce faci? Vrei să duci bărbații în ispită? Și-a pus silicoane? Și-a pus silicoane, nebuna! Și-a pus? Incredibil și ce decolteu avea! Da, mi s-a părut mie, era... Și era și dată cu ruși, așa, nu știu, era super diferită, pe bune! Arăta bine? Arăta super! Da, mai avea chelia? Cred că mai avea chelia. Trebuie să bine. De mine, ia. Groani, bunii, vine că vreau să-ți văd decolteul. Bunii, unde ești? Stai că nu te văd pe aici. Poate poți puțin ca să ne uităm așa la ea, mai cu atenție. Mui, că tu fac un mare. Ești foarte curioasă. Ia, vine. Stai că o să se repară singură. Sau e super ocupată. Bunii, ia vină încoace. Bunii, ți-am dărâmat acolo, vină încoace să-ți văd. Bunii! Haide că vine, că acum e mai tânără, este mai tânără, Groani, nici ar trebui să te audă. Vine. Hai cu silicoanele la înaintare. Haide. O, ce pelerină are. Hai cât de bine arăt. Pe cuvântul meu, Groani, dar arăt senzațional. Tu ai văzut? Stai că vreau să mai văd mai bine. Câte cursi ți-a pus nebuna asta. Vai, dar cât de bine arăți, Groani, dar ți-ai făcut puțin cam ha. Am impresia că i-atârnă puțin. Ți-a atârnă puțin, Groani. Nu, dar ți-ai pus un corset. Am blocat-o pe Groani. Nu, s-a dezblocat. Groani, dar arăți destul de bine. Poți zic că te-ai machiat puțin. Nasul ăla nu prea stă super sexy, dar lasă că e ok. E puțin mai frumușică la față, voi ați văzut? Da, am văzut. Dar cine ți-o făcut machiaj, Groani? Arăți mult mai... Doamne, că aș vrea să mă uit la ea mai aproape, dar nu știu cum se face asta. Hai să o pui în pivniță și atunci în saună. Dacă pui în saună, ne putem uita mai cu atenție la fața ei. Bunii, hai până pe saună la nepotul tău favorit, la solar. Vine acum, chiar dacă eu par bătrânică, dar am un suflet tânăr, de la atâta botox, nu prea pot să mă mișc bine. Doctorul mi-a zis să nu zâmbesc vreo lună, că dacă nu, îmi cade botoxul, că nu mi-am permis din la scump. Mi-am luat din China. Botox care atârnă. Groani, vino până saună. Vine acum, stai puțin că vreau să mă bronzez, că nu prea stă bine aici la piept, nu-i uniform cu gâtul. Groani, vino cu ace. Stai că vin, nu mai tipa la mine. Vine. Ce sexy sunt! Hai, ieși! Închide-o, că vreau să-i văd fața! Ia, hai să ne uităm la ea! Hai să ne uităm! Asta și-a întins așa fața și-a făcut dintre aia... Cum se cheamă? Când ți-a întins fața? Lifting!
Lifting facial. Știi care e faza? Dacă ar fi avea niște dinți mai albi, ar fi... Dar mi-e impresia că erau și destul de albi. Ia hai să ne uităm la ea. Păleșinat. Mi-a leșinat deodată. Păleșinat. Bun, ia să te văd. Am o zic, ești sexy. Hai să vedem cu întoarce-ți fața mentre fața. Oh! Băi, groane. Dinții tot nespălați. Dacă ar fi dinții mai spălați, știi care e faza? Asta e din aia care arată bine de la distanță. Adevărat. Eu cred că doar s-a dat cu fond de ten, așa, nu știu. Dar a uitat să se spele pe dinți. Uitat să se spele pe dinți. Da. S-a spălat în viață. Spaima dentiștilor, deci să vină la dentist tot din asta, că este în șoc ăla, știi? Groane, este spaima dentiștilor. Bă, știi care e faza? La corp lucrează, la corp arată bine, ce zici? Dar restul, fugi de aici, mă, Granini. Păi, să mai avem o zi în plus cu Granini Prințesa. Asta e codul? Codul. Îl lasă aici, că parcă se pune mai încolo. Ia șocănelul. Îmi iau șocănelul. Doamne, dacă de fain și-a făcut, Granini este nebună. Eu apreciez. Este o femeie care zice, băi, fața nu poți să o schimbi, știi? True. Deocamdată cel puțin până... Ok, de la mașină. Deci zice, fața nu poți schimba, n-ai cum, deci fața care arată cum arată, dar corpul, bombă, corpul face bombă blană, arăt cel mai sexy la corp. Și să știi că, băi, o băga mult, nu o băgat așa de mult ca Bianca Drăgușanu, dar o băga mult. Știi? Arată cocotastic, nu-i așa? Unde mi-e ciocanu? Hashtag Groani este sexy! Hai, descrieți cu toți acolo, pentru că este, nu cred că se poate mai sexy de atât să fie pe bune acum. Ce e aia? Aia de la pușcă, dar e așa de... Este galaxie! Este așa de galaxie, încât mă pierd în ochii ei. Groani are gusturi bune, uite și voi. Groani are gusturi excelente, nu bune, plăcă de voi. Are podea galaxie, trebuie să-l luăm după ea. Eu de-abia aș să mai văd pe Groani. Groani, am văzut să întreb, care e doctorul de operație care ți l-ai făcut? Care e chirurgul? Pentru bustiere? Pentru bustiere? Da, să știi că și-o băgat. Și zice, știi cum a fost Groani? Vreau și eu să fac o mică mărire. Și ăla zice, ce vreți? Maxim! Și-o luat. Mică Maxim? Și-o luat efectiv maximul ce-o putut. Vreau maximul, dacă nu puneți câte două. Ce-a luat Double D dintre aia. Weapon ski, ki. Oh, Groani. Groani este Double D. Să vedem. Aaaa! Era să mor de frică. Da. Unde te duci? Te bagi aici? Hai să vedem. Poate vine după noi. Vine după noi. Ei, Groani, ești destul de sexy. Poți să recunosc. Oh my god. Asta vezi că mă duc parcă altă. Stai că iau. Crezi că știe? Iau să-mi puș. Groani este super isteață. Nimeni. Las că vine după tine să nu cumva să iei pușca aia, că poate mi se desuflă botoxul dacă dai în mine, să nu te prind că faci așa ceva cu mine. Că încă, nu, stai că n-am garanție, să nu faci nimic cu mine, că n-am garanție, mi se termină garanția dacă tu vei face ceva. Ioi, și chiar vrei să-mi dezumfli implanturile? Să nu cumva să-mi dezumfli mie implanturile, că mi s-o termina garanția la ele și... Nu, ai de capul meu, stai, că mi-am pierdut în... N-am vrut să te iei de garanția ei. Faza este că eram prea acopleșit când am văzut-o, că altfel... Că altfel... Nu-ți puteai la ochii de la pieptelul Granini? Nu, de la dinții ei. Mai Felix! De la dinții ei. Mai Felix! Ai grijă la ce te uiți! Nu, la dinții ei, că aia mă sperie. Așa, da. Așa. Ia tu știi ce fain e camera asta, dar în ultima camera aia din partea dreaptă n-am fost. Stai că merg. Stai că asta e șmecheră. Mergi, te duci. Stai, unde merg? Hai, iau. Okay. Hai, ușor, din mică. Moară până când vine. Ok, mă duc pe aici, oricum o împuș. Ce scaun. Cred că ai dărâmat umerașul, nu? Nu am dărâmat. Umerașul la tot timpul se dărâmă. Știu că o să vină pe aici. Nu știu ce e cu viața lui. G, dar să nu puște asta. Și ce faci? Dă-i. De-aia o dată în mine, am păsat pe G, dar nu știu, cred că... Cred că are dintre aia. S-ar putea să fie super roșu, să nu meargă. Nu, vestea antiglonț de silicon. Nu cred că am tras în ea. Mai încerc o dată. Groani, dar ești rezistent. Dar eu am tras în ea sau nu am tras? Că am vrut să apăs. Eu cred că ea e protejată de... Implanturile alea de protejează. Trebuie să o nimerești în altă parte, cred că. Eu mă duc să-mi iau... Mă duc repede să-mi iau aia. Aici a pus o capcană din asta. A pus peste tot. Eu vreau să-mi puș, dar știu că asta știe unde sunt. Unde mi-a uite, aici jos. Da? Aici. Iarăși vine. Trebuie să te duci undeva departe, știi, ca să ai... O să trag de aici. Hai, aia, nu cumva, dă-i. Pac! Hopa, direct între picioare. Merge? Te simți bine? Oh my god, este super erou, nu merge. Ah, bă, da. Gata, merge. Groani, dă-te puțin de aici. Băi, Groani, dă-te puțin. Dă-i un șut. Pleacă, băi! Pleacă, băi! Shoot. Dar să știi că n-arată așa de bine de la spate. N-arată așa de bine de la spate. E toată cursă.
Ia stai să dai dormi asta. A, tu nu te mai duci și prin grădină și prin camera aia la alta. Deci aici avem o șurubelniță. Luăm o șurubelniță. Îmi las aici arma. Da. Așa? Luăm o șurubelniță și mă duc jos să jos. Desfac ce e acolo în șurubelniță. Da, dar ce e prazul ăla? Uite și mă dată șurubelniță. Zici că e un praz. Șurubelniță praz. Știu că dacă merg acolo sus, în cruce, de aici, merg acolo sus, îmi dă aia ca să dau la manivelă. Să mă duc în afară. Da. Witch handle-ul. Witch handle, stai cum merge. Nu poți, nu poți. M-am blocat. Groan, oh, m-am blocat. Te-ai blocat? Apasă-te în jos. M-am blocat. Groani, ajută-mă că m-am blocat. Ce se întâmplă? Groani, ajută-mă, m-am blocat. Efectiv m-am blocat. M-am blocat. Uite și tu, jocul ăsta. Am apăsat pe C. Am apăsat pe C mai devreme și m-am dat capul perete. M-am blocat în ochii tăi. Plânge lumea după ei. Haide că este rândul meu să o bag pe Granini în saună. O bagi pe Granini în saună? O, dar ce fain, eu niciodată nu m-am uitat la tavan. Granini are tavan galaxie, uitați-vă cât de fain. Ăla nu știu dacă e galaxie, ăla cred că e chiar... E super fain. Stai să apăs pe Y. Așa, ia-ți vaza. Mă duc să-mi iau vaza asta care tot timpul rămâne așa. Așa, și fugi repede în bucătărie, repede, repede, F și fugi repede în bucătărie. În bucătărie, zici repede, tu? Repede, repede, fugi în dreapta. Fug, da, sper fugi să în dreapta, fugi în dreapta, fugi în dreapta. Fugi mă uit în spate, în spate, în spate. Uite în spate, uite în spate. Hai, o, să, o să vin, o să vin, o să vreau să văd, Cristina. A, vrei să vezi? Acum nu mai pot acolo, nu mai te duc acolo. Opa, a, fugi. Stai, stai aici și uite în spate, aici și uite în spate. O să vină. Așa, așa. Ești îndrăgostit de ea? Hai că fugi. Dă mai asta, acum că nu mai poți. Fugi. Uite ce. Și unde mă duc, în jos, în saună? Da, te să, nu blochezi sauna, vrei să alegi așa, fugi, faci ce vrei. Aici sauna. Vreau să pun la sport. Să mai slăbească puțin, da. Dar nu, că implanturile nu slăbesc. Botoxul nu așa slăbește. Nu, să slăbească puțin barba. Tot puțin barba? Da. Da. Oh! Uite, cap, crezi meu. Că vine după mine, vai, ce raptur galaxie. Să mașina să zărâm. Așa, super. De ce raptur galaxie are? Dă-i un, dă-i un. Ha! Ha! Să mă fugi mașină, repede, mașină, acolo și mă duc cu mașină. Și cu E. Cu E. Hai, m-am băgat. Hai de mine, ce rapid am fost. Vin acum în saună, că am auzit o galaxie și sigur nu-i șoareci. Cu E, da? Ce-i în saună? Da. Yes. Cu F? Cine m-a închis în saună? Să-mi dați drumul din saună? Era să fac pe mine. Sunt doar o bătrânică cu implanturi mari. A, ce chiote, Granini. Bă, să știi că... Granini, ești cam dotată, Granini. Da, și uite, ea e și blondă, acum am văzut, ea e și blondă. S-a vopsit, s-a făcut blondă. Numai că aș fi vrut să aibă ochii albaștri, care ochii albi. Ai tu ceva cu ochii albaștri, Felix. Da, lasă acolo să... Avem vreo ceva, opa, hai față, să vedem față, ce e față. Aici. Să vedem ce este în partea din față. Bun, nimica. Da, caută prin bucătărie să vezi ce face Groani. Să văd ce mănâncă Groani cu botox. Nu mănâncă nimic, ea trăiește pe dieta cu aer. Trebuie să-i are implanturi. Da. Aia nu-i bucătăria. Aba aici, mergem bucătărie. Mă duc aici sus. Da, sus. Opa, ai văzut că eu sunt subțirică? Vezi aici în... Dar uite că nu mai... am crezut că nu mai e chestia. Așa. Haide să vedem ce e în dulapul ăsta. Groani nu prea gătește, nu prea așa femeie de casă. Cheia de la weapon key. Ia, uite pe aici și după aceea ia să pregăm pușii tu. Cheia de la weapon key, ce comic a fost. Weapon skikiki. Weapon skikiriki miki. Nu-i nimic. Microunde, după. Nu-i nimic. Ia să vedem în microunde și sus. Nimic. Închide asta. Ia, du-te sus. Să ții arma. Mă duc sus? Mhm. Doamne, tu vrei să-mi iau armă? De unde o iau și pe aia? Din dulap, cu arme. Nu mai știu de unde. Mergi aici. Da? De acolo, de pe holul ăla. Ok, hai să mergem. Sper să ajung până acolo. Vai, ajungi că asta doarme. Granini doarme. Și acum tu vei căuta pe aici. Împinge, Cristina, împinge. Hai, le împing, dar nu cred că pot. Imaginează că ești la cumpărături și e prețul ieftin și vrei să cumperi. Sandalele mele, vreau sandale. Să fie dintr-alea la modă. Da, uite, aici. Da. Hai să iau chestia asta. Haide. Așa. Și iau eu arma? Da. Tu vorbești serios? Siringă, și uite-te aici. Doamne, am făcut eu așa ceva? Așa. E pentru prima oară în viața mea când fac asta. Asta e de la mașină. Nu, ce e de la acum? Mașină. Hai să mă duc aici înăuntru, nu? Da, du-te aici ca să fraieresc pe Granini. Cum o fraieresc? Ia să vedem. Mă plec aici. Da. Și du-te în față și pe aceea te dea pleci. Mă duc în față aici? Da. Mă dea plec? Da, te dea pleci. Așa. Și aici ai chestia asta. Da. Am făcut-o? Nu, te duci pe F. Trebuie să apăs pe F. Da. F cu mână lungă. Trebuie să apăs mai mult? Apasă pe C. Pe C. Ce e așa mică? Nu știu, sunt mică pișterică. Împinge. Și împing cu capul meu? Acum... Ursuleț, super ursuleț. Îl iau, da? Și acum aștepți aici.
Și aștept aici. Și când vine Granny, o împuști. Hai să-i dau drumul înapoi la ursuleț și să iau chestia asta. Până vine. Păi nu mai vine. Ea te caută. Ia crezi că mai vine? Ba, vine, nu, trebuie să aștept. Hai, Granny, arată-ți siliconele la înaintare. Stai că vine. Nu dă tu prea față, că asta dă cu buta. Mă duc. Că așa face cu buta. Opa! Am presa că a venit? A venit. Ce se întâmplă? Știu. A dărâmat cutiile. Haide că a venit. Eu dărâmat cutiile. Da, eu așa cred. Dăm ăsta jos. Și luăm asta cu F și seringa. Și o să împurc și eu pentru prima oară o să împuși pe Granny. Chiar a venit? Eu așa zic. Eu nu văd. Păi ea cred că a dărâmat cutiile. Tu ce zici? Nu știu. Crezi că l-a dărâmat? Eu nu știu. Uite. Vezi că ai un singur glonț. Doamne, da. Cred că trebuie să iau înapoi ursulețul. Nu, pușcă. Nu, nu o să reușesc. Păi ia înapoi ursulețul. Hai să iau înapoi ursulețul ca să vină. Pe F. Hai bunini. Cuși vine, stai să vezi. Bunini. Ține-mi eu la mie ursulețul meu favorit. Tu știi când l-am făcut? Uite, băi, asta dispar repede. O, ce sexy este, ia uitați-vă bine la ea. Dau drumul la ursuleț, dar unde-i seringa? Unde-i seringa? E sub tine. Unde-i seringa mea? Așa, iau chestia asta cu F. Așa, și unde-i seringa mea? Uite-o. Haide. Doamne, sper să reușesc. Desfă siliconul. Siliconul. Bam! Ah, Cristina! Am desumflat siliconul lui Granini. Acum ia ursulețul și plimbă de gol prin casă. Vrei să iau ursulețul, tu ești nebun? Lasă-l aici. De fapt, lasă-l aici. Du-te, aici. Du-te la mașină. Tu ești nebun. Doamne. Du-te la mașină cu carchiul, da. Haide, iau carchiul. Nu, ăla nu e carchi. Oi, weapon kikiriki miki. Și unde este carchiul? În sertar, mai țin minte. Am călcat pe capul lui Granini. Aschi sexy, se pricepe. Du-te, Granini, de aici. Are botul scaldat, nici dacă cu carchiul nu nimic. Ia du-te pe jos. Opa. Dar aici nu ne-am uitat ce e aici. Uite aici, în ușa asta. N-am văzut. Super tare. După ce e asta, după ce vezi ce e mașină. Hai să vedem ce este în mașină. Vezi aici, să nu păzești că vine să te blochezi, te apleci, rămâi aplecată până când ieși. Rămân aplecată, ia. Apăsăm. Și mergem în fața, aplecată. Mergem. Nu vine să cred că am pușcat-o pentru prima oară pe Granini, deci voi vedeți cât de mult am evoluat. Se cheamă talent. Mai de mult nici măcar nu puteam mai față, mai față. Așa, mai față. Deci pe bune, mai de mult nici nu puteam zis din cameră. Știu, dar și era la început. Da, într-adevăr, hai să mergem să vedem ce este în mașină. În mașină. Și aici? Nu, unde, în spate. Unde? În spate, în portbagaj. Hai să vedem. Cu F. Așa, oh, e bun, ciocanul. Du-te am sus, luat ciocanul sus. Și mă duc sus la Slendry, prietena mea. Ia, pune ursulețul lui Slendry. Vrei să pun ursulețul lui Slendry? Da. Adică mă duc pe aici ca să-l iau. Da. Nu. Nu pe aici. Nu. Du-te la ușă. Mă duc la ușă? Da. Și pe unde iau ursulețul? Te învăț eu. Prima oară dărâmă ăstea de aici la ușă. Hai să le dărâm. Da. Mie mi se pare că fac cam multe lucruri. Așa. Și du-te la etaj sus, la maxim de etaj sus. Deci acum să vină să mă mănânce. Du-te, în fața spune, du-te, nu mai sus. Aici, la Slendrina, prietena mea cea mai bună. Slendrina, prietena mea cea mai bună. Nu cred că e de bună, aduce cu piare. Na, și dă, și dă, apasă pe rând pe F, dar doar o dată, nu aici, la scândurile de acolo. Da, hai că merg acum. Pe rând, o dată, da. Deci, o dată, încă o dată, și încă o dată. Și acum ia-ți una, nu trebuie să dai în spate. Și mi-iau una cu F. Trebuie să dai așa, F, da. Te duci acolo și o pui cu G, da. Opa, cu G. Și acum te duci la ursuleț. A, mă duc la ursuleț. Păi nu? Deci noi ne-am pregătit aici tot. Ne-am pregătit tot, da. Sperăm Granini să nu vină. Păi eu zic să mai ursuleț, să mai împuși odată, că nu mă așa reușești. Ai dreptate. Numai știi ce să faci? Îți iei arma și ți-o arunci acolo în coteț. Mi-au arma și mi-o arunc în coteț prima dată și după aia ursulețul. Da. Că vine repede Granini asta. Da. Unde e arma? Asta-i. Hai să luăm seringa. Nu poți, așa mă pot. Nu pot să o iau. Ia-ți, am trebuit neapărat arbaleta. Dar e înăuntru. Da-ți-o iei și ți-ai seringa. Așa, și mi-au și seringa asta. Și mergem înăuntru. Da, te duci înăuntru. Mă plec. Te duci înăuntru. Mergem înăuntru, nu mai, poți să mai față, mai față. Super. Și acum întoarce-te și apasă pe F să-ți iei ursulețul. Așa, super. Dar trebuie să-mi iau chestia aia. Nu, lasă acolo. Sigur, sigur. Da, lasă acolo. Hai, Granini, unde ești? Stai că vin acum, că mă dor șordurile de la atâta implanturi că te-am făcut. Poate că nu se vede, că sunt pe la jumătate. Până mi-adun bani ca să-mi pun și să arăt ca și Kardashian. Deocată mi-am pus în partea de sus unde se vede. Cine mi-a luat mie ursulețul meu? Îi dau drumul? Dă-i. Hai, dau drumul. Ia-ți aia. Și mi-au chestia asta și cu F. Și se la distanță ca să-ți dă cu buta. Și mi-au și asta așa. Și acum vrea și mergem în și gură. Dă-i în guriță, în guriță. În gură? În guriță. Hai să vedem dacă pot. Pe G? Da. Stai, nu știu dacă pot să nimeresc. Opa! Oh, destul de bine. Oh, super. Bravo, Cristina, bate palma. Ia ursulețul și fugi. Sexy, Granny. Ia ursulețul. Da. Și fugi. Așa. Fug! Haide să fugim pe aici, pe sus? Așa văzut pe că. Pe aici zici tu, da? Da. Ha, că nu pot de Granini asta. Dar de ce ai dat drumul ursuleț? N-am putut de Granini, am vrut să sar.
Am vrut să sar. Așa, am vrut să sar pe space, dar space. Se pare că nu pot. Da, du-te la etaj și pune lui Slenderman, poate și Slenderman e îmbrăcat diferit, poate și Slenderman e super erou. Poate și Slenderman este sexy. Da. Ar fi super tare. Super tare, Granini. Super Granini tare. Este cea mai tare din parcare. Deci pe aici merg așa, oricum, nu mi-este frică. Da. Haideți să-i punem ursulețul și să mai cătăm și în chestiile astea. Punem ursulețul. Hai să văd pe Slendry. Cum pun? Pe F? Pe Space, dai drumul. Nu pe Space? A, nu l-am pus bine. Nu l-am pus bine. Hai să-l iau. Mă trebuie să-l pierd, că acum și vine Granny. Haide, dar nu pot. Dă-te-n paralaltă. Ai bun, așa, bravo, asta bravo. Să vedem. Haide, Slendry, ești sexy sau nu ești? Nu, e sexy. Bă, da, e super eroină. E Iron Man. Ia să vedem ce e insertare. Hai să vedem aici. Nu-i bun, nimic. Okay. Haideți să mergem acolo să luăm cutting plier-ul. Așa, bag-te pe aici pe jos prin baie să deci faza. Baie? Nu te lateral să împingi. Hopa, Penelopa. Haideți să mergem. Ne-a plecat. O revistă. Oh, super tare. Iau. O iau, vrei încă o zi cu buninii noastră? Nu știu dacă vreau, dar e bine să ai. Încă o zi cu buninii? Hopa. Ia, vezi ce pe aici, Am impresia că nu-i nimic și eu trebuie să mă duc să iau. Așa, bun. Nu-i nimic. Du-te jos. Am impresia că s-a trezit asta, buniniu. Du-te jos și pune asta. Ca să mai primiță, facem încă o zi. Da, nu faci un cozi cu asta, trebuie mai multe, știi? Trebuie mai multe. Opa, și trebuie să luăm cutting plier-ul. Așa, du-te ia-l. Nu mai știu unde era. Pe aici. Pe aici. Ok. Așa. Mă plec. Și te duci până în capăt, a plecat. Până în capăt. A plecat. Poate de maxim de capăt. Până în scări. Ah, până în scări vrei. Da. Deci să ieșim din asta. Păi dacă altfel te blochează. Până în scări. Hai că acum cred că e bine, nu? E bine. Hai să mă ridic. Așa, e cutting plier-ul. Opa. Haideți să-l iau, era pe undeva aici parcă. Era unde sartanele. Oh, încă o chestie între asta. O iei după, lasă. O luăm după. Da, du-te jos. Luăm pe F. Da. Și acum mă duc înapoi pe aici? Aha. O, ce mă descurc. E super bine. Ziceți acolo cum mă descurc super tare. Nu, du-te înapoi. Ba, da, e bun. E bine? E bun. Merg tot înainte, da? Așa, merge înainte. Deci am impresia că s-a trezit. Siliconata s-a trezit. Nu cred. Siliconata. Merge mai în față. Și acum merg mai în față, mă ridic. Da. Și acum, în dreapta, tai chestia asta. Mergi mai față, dă-i cu capul. Dă-mi cu capul. Tai-l. Cu F. Așa, du-te la ușă. Așa, bravo. Și mă duc la ușă. Doamne, ce m-ai speriat când te-ai mișcat așa repede. Tai la ușă și tai la ușa aia. Tai la ușă. Sper să nu vină. Tai albastră. Pe F. Du-te la etaj, repede, la Slendrina. Și acum mă duc. Ce m-ai speriat să mor, nu alta. Să moră, nu alta, ce mai speriat. Am zis eu că a venit siliconata asta. Dar lasă că Izabela azi o adoră, reușești. Oi, de capul meu. Trebuie să te duci să o împuști, știi? Ce nebună, Groane. Zice că sunt prea bună. Da. Zice că sunt prea bună. Groane a mai pus-o un loc. Sunt prea bună. A zis acolo la joc că Cristina este prea bună. Apăs două Y. Așa. Și încearcă să forțezi puțin ușa. Să forțezi puțin ușa, dar nu cred că vine. Cine bate ușa la etaj? Am auzit o gălăgie. Stai puțin să dau cu pudră pe silicone. Așteaptă, mai că îmi expiră pudra. Eu zic să jur tu de aici că eu nu sunt bună la ziua a doua. Pe mine tot timpul mă prinde la ziua a doua. Eu nu pot să stau aici după ușă. Cine mi-a dărâmat asta? Nu vezi că... E frică. E frică. Tu erai... Am zis eu că la ziua să a doua... Să te înveți minte să nu mă apreciezi mie silicoanele. La ziua a doua, Groan este super șmecher, după cum vedeți. Are extra simțuri în silicoane. Da, are al șaptelea simț. Se cheamă Botox. Ioi. Ce-ți fac acum, Groane, te pui cu mine? Păi tu, practic, ce mai trebuie să mai faci? Ceva cu pepenele ăla, nu? Sau nu neapărat? Mai multe, pentru că acum am pus un extra lacă, tu te-ai jucat prea repede. Un extra lacă, deoarece am fost prea grozavă. Am auzit gălăgie la etaj, e cineva la etaj acolo? Ia stai că vin aici, numai puțin să mă aranjez. Stai să mă uit puțin să văd cum se aranjează Bianca Drăgușanu, să fac la fel. Se uită în oglindă. Cine e aici, acolo la etaj? Să vă văd eu. Hai, ce frică mie. Ce frică? Uite că vine, vine sexiciunea. Uite ce sexy sunt, te pui cu mine, punk. Hopa, direct în silicon. La cum zici? Direct în silicon. A mers? A mers. Bravo! Băi, Groani, de-aia arăt destul de bine, trebuie să-l cunosc. Hopa, sus! Opa, hai de capul meu! Groani... I-a tras un cadou, tăpără un cap. Eu trebuie să recunosc, eu n-am crezut, dar arată destul arată de bine, demențial. Știi? Acum, de la distanță și te uiți mai cu un ochi, dar e bine, știi, că nu trebuie să-i vezi gura, chelia, ochii. Deci așa numai dintr-un anumit unghi. Hai, Nadia Comăneci. Nadia Comăneci, bravo. Nadia Comăneci. Iar mă blocat tot aici așa. Nu-i nimica. Hopa. De râmă astea. Tu știi cum. Pe m-am mai blocat toată. Cred că te s-o blochezi toată pe groane aici. Ar fi fain să o blocăm și pe aici. Ce asta? Safe key.
Safe key. Ușa de safe, safe key. Okay, bă, bravo, Nadia, te descurci, Nadia, bravo. O mai pus un lacăt. Mersi, Cristina, nu știu unde l-o pus pe ăsta. Cu drag. Drag. De ce ce arbaleta în caz de ai vreodată nevoie de ea? Acolo, iau imediat. Trebuie să dau sus. Ți-ai prins piciorul, ai grijă. Grani. Hai că acuși vine secțiunea, vine bomba sexy. Vine bomba sexy, stai să văd ce e aici. Ideea vine. Singurii băia manivela. Haide să vedem. Manivela. Atunci hai să vedem cum arată și curtea, că acum realizez că nu am văzut curtea ei de super eroină. Poate așa ceva. Asta așa. Mie îmi place cum renovează Granny. Are stil, are flair, are flair. Știi cum zic francezii? Tu vei pas du flair? Je pas flair, tu vei pas du flair? Care se pricepe super la franceză, după cum vedeți, poate să vă dea cursuri. Ui, vă pa. Este un francofon înrăit. Ok. Eu zic, oh my god, ce-a pus floricele. Dar și-a făcut destul de fain. Asta azi este un ziar. Un ziar ascuțit. Este pepenele. Granny, băi, v-aș mânca pepene că... E greu. Nu prea am prins pepene așa dulce anul ăsta. Haide, ia-l. V-aș mânca pepene galben. Granny, dă-mi galben. Galben, mersi, Granny! Oh my god, ți-a ascultat dorința! Da, este un fel de hibrid din ăla, așa știi? Este un hibrid, da, între galben și negru, se pare. Asta nu știu, Granny, arăți așa bine. Da, asta e secretul ei. Ce-mi dai propriu? Ok. Masterpiece? Eu cred că este o bucată de silicon. Padlocky. Este un fel de dragon fruit, ai văzut? Da, padlocky. Oh, Granny, dar câte mai am de găsit pe aici. Cred că le erau un silicon ele aici, la teată două. La teată două. Da. Deci eu am găsit padlocky. Oh, câte mai am de găsit. Trebuie să iau. De frumusețea. Deci ușor, că frumusețea se apropie. Așa, bravo. Asta e tot ce ai făcut cu cutia asta, nu? Frumusețe, stai că vin după tine. Eu am întâlnire mai încolo, numai după ce te rezolv pe tine mă duc să-mi găsesc un partener ideal. Nu contează vârsta, contează cât de gros e portofelul. Nu mai pot de râs. Să vine după mine, stai, unde mi-am pus pușca? Aici, dar nu cred că poți să o iei, fugi. Degetele mele, de ce aia, măi? Eu reacționez așa de bine la stres. Nu m-ai văzut. Te-ai după mine, asta e stilul meu. Eu zic să iei ursulețul cumva să o... Când l-ai băgat la slindy și o să fai părat. Eu trebuie să mă durep de să o împușc. Înesuc. Eu aș fi terminat, dar am un extra padlocky. Din cauza mea, că am fost eu prea bună. Prea bună. Așa, ia-ți ăsta și acum când vine, sigur vine. Dar trebuie să dau după aceea de sus, stai. Dă eu, așa, perfect. Și ia, oh my god, vine, nu poți să vin. Du-te, Reacțiile mele! Ești prea curajos, ai prea mult tupeu și asta este ultima zi. Trebuie neapărat să faci lată pe secțiunea asta, pe bomba sexy, fă o lată, haide. Iarba jos pe scări. Oh my god, cum poți să o iei fără să te audă? Trebuie să mă grăbesc înaintea ei, că ea merge mai încet decât mine. Dar vezi, îți iei prima dată arbaleta, dacă n-ai reușit să-ți iei toate deodată, după aia te întorci, știi? Mai faci un tur pe aici, prin casă. Mi-e arbaleta. Așa. Vine încoace, parte în parte, Granny! Ha! Bravo, direct între silicoane. Așa. Perfect. Aha! Arăt bine, placă, prinsul tău, bang! Nimeni n-o prinde. Și acum ieși și desfaci acolo și să vedem ce găsim. Eu mă întreb care este extra key. Extra kikiriki. Extra padlock, ăsta nu știu ce. Oh, hai să vedem ce. Sunteți curioși ce primim acum, ce găsim? 2 minute și mă bate dacă nu facem așa. Deci asta e ultima zi, ai grijă. Mai are grijă că n-ai chef să fac aia. Haide, deschide-te. Hai, deschide. Deschide cu prazul. Deschide cu prazul. Pune prazul în funcțiune. Ăsta este ok, interesant. Mi-a dat ăla, cum se cheamă? Ce ți-a dat? Ăla de afară, stai cum să mă duc afară să vezi. Ușa, pentru ușa de afară? Ai de lângă bucătărie? Ok, cheițele, da. Super tare. Aici ai căutat? Ai căutat tu, nu era nimic. Asta e că nu te-ai uitat peste tot pe aici. Da, nu m-am uitat peste tot, într-adevăr. Cristina, oh my god, mi-e frică. Ma să nu mă prindă, deci mi-e frică că mă prinde. Trebuie să iau cursa din nou. A, uite acolo bucata. Arma, nu mă trebuie. Dar nu trebuie. Trebuie să iau pușca din nou să o omor. Pușca sau arbaleta? Arbaleta. Deci vezi că asta vine care urechi de super eroină. Unde este arma? Mi-e frică să mă duc jos, trebuie să iau arbaleta. Poți să o iei, dar repede. Hai, du-te în dreapta. Hai să iau, unde-i glonțul? Unde-i? Sub, uite, nu știu ce, unde-i? Aici? Unde o fi după atâtea tablouri, cred altul, că? Mă se iau altul glonț! Bravo, bine că te-ai gândit la asta. Stai să închid ăsta așa. Hai, deci acum era bine dacă eram acolo, că mă uitam când urcă pe scări. Dar acum mă bace! Mă bace, Granini! Să nu mă bace.
Să nu vină în fața mea. Gu. Ușor că aici s-ar putea să fie după ușă. Opa. Aici e puțin cam tricky aici pe scări, știi? Așa. Poate poți să te duci în bucătărie cumva, nu știu. Nu, aici stau. Stai aici? Dar stai bine cu mâna pe G. Vino, Granny, din ce parte vii? Eu te împuș, Cristina, am numai un glonț. Granny! Ești sigur că e bine aici, locul ăsta în care stai? Da, stai că-i dărâmă ăsta. Ești dărâmată deja, Cristina! Nu poți să duci prin salon pe acolo să fie, să ai mai mult spațiu. Sau stai aici, uite, când vine. Stai aici. Aici stau. Undeva, nu știu. Bunii! Haide! O, ce frică mi-e astea! Și mie, mi-e super frică! Hai să te împuși, buninii! Bunii, granini, bunii meu, bunii sexy! Are cineva vreo bunică, să nu vină pe așa de bucătărie. Are cineva vreo bunică așa sexy ca și Granny? Uite, uite, uite. Oh my god, asta vine în altă parte. A ce? Apa. Ha! Bravo! Sunt gamer, frate! Woo! Bate palma! Care era cheia? Ce ținte bună, ce 2 minute și că mai bău, dai frică. Bravo! Stai să mă și pe aici, repede. Așa. Felix este curios. Mi-e trebuie 2 rotițe, fratele meu. 2 rotițe poate în cuptor cu microunde, ia vezi. Nu-i nimic. Cristina, n-am găsit nicio rotiță. Unde sunt rotițele, oameni buni? N-am găsit nicio rotiță până acum. Auzi, dar prin salon, n-ai găsit. A, nu am uitat prin salon. Prin salon nu te-ai uitat. Da. Haide, haide să vedem. Uite aici în vitrină. Aici e pușca. Noi, și în cealaltă vitrină. Aici e pușca. Da. Și parcă mai aveam cu o vitrină nebună. A, și insertarele astea, ia să vedem. Da. Nu-i! Rotiță. Nu se poate așa ceva, unde este? Așa, aici codul. Bun, codul am făcut. Mi-e trebuie rotițele, știi? Unde o fi rotițele? Unde sunt rotițele? Am uitat prin cadă, de sus, prin cadă n-am uitat. Prin baie, nu știu. Pe afară, da. Să pun codul. A, pe masa asta de aici, din... Care masă? Asta, din căsuța asta. Nu cred că era. De aici, așa. Vezi tu rotița? Asta nu e, dar aici. Uite rotiță, vezi doar că era camuflată. A. Ai luat-o. Și mai trebuie una. Mai trebuie una, dar vezi să nu te aud aici, să nu mergi pe clopoțel. Nu mergi pe clopoțel. Deci mai trebuie o rotiță, dar e foarte camuflată. Cine știe unde pune asta? Hai să pun codul. Unde era codul prin? Codul PIN. Mai trebuie rotiță. Unde era? Deci nu mai poate emoții. Că nu se vede bine rotița, știi? Știu, e foarte camuflată. Unde era codul? Era pe aici un cod, nu știu. Aici într-un sertar dintre astea două. Și se iau iară pușca, că dacă mă face acum mă face. Care era? Aici era. Da. Aici în ăsta din dreapta. Aici. Ok, să mă prindă. Deci fii atent că acum se întoarce bomba sexy. Unde pun codul? Ok, unde pușca mea? Pușca mea unde am pus-o? A, ai luat-o? Uite, aici sunt 2 gloanțe. Aici, pe aici sus am pușcat. Unde am pușcat-o? Pușca sau arbaleta? Arbaleta. Așa. Dă-i-au repede că am impresia că o să vină! Repede, hai! Așa. Bravo, acum... bravo! Fii pe fază! Acum, unde e o rotiță? O rotiță. Unde e o rotiță? Stai! Ce asta? Ce e asta? Padlock-ii, ăla înainte. Ok. Unde-i bunii? Deci să nu vină în fața mea. Acum eu trebuie să găsesc. În baie n-am fost, nu? Am fost în baie. Cred că ai fost în baie, dar nu știu dacă recent. Eu nu aud. Bunii, vrei să faci puțină gălăgie când vii? Să nu fac atâta decor când vii? Bunii, unde ești? Secțiune maximă. Hai că parcă am auzit-o. Ați auzit-o și voi sau mi s-a părut doar mie? Bunii? Asta e să văd. Așa, bună idee, Felix. Vino încoace, bunii! Stă de parte, Cristina, iar am un glonț. Mi-e puțin frică. Oare din care parte vine? Eu trebuie să mai găsesc, nu știu, trebuie să mai găsesc o singură rotiță. Aine zvaină rotaință. Vine sexy, vine bomba sexy. Ha! O, ce țintă mâna! Bravo! Pa. Doamne, ai făcut o varză pe Granini. Am făcut o varză, mă simt că am făcut o varză. Ce asta? O pun și pasta, pun și pasta, de disperare, pun și pasta. Și mai era încă una, undeva pe aici, prin... Mi-e trebuie o rotiță, mai o rotiță, mică. Unde și... credeți că este rotița? Deci, să mai mult pe jos. Trecu pe lângă ea, dar nu se vede din cauza că sunt multe culori. Oare pe rafturile astea de aici? Stai că mă uit așa pe aici, că sunt multe culori și nu se vede. Pe aici să fie... Pe rafturi. Stai că mă uit imediat. Și aici așa. Aici nu e... Că, știi cum e colorată și nu-ți dai seama da, și asta. Da, e foarte camuflată. Carchi, rotiță pe așa pe aici, aici așa. Aici nu-i nu. Aine-ți vaine rotaință? Și aici pe rafturile astea, uite. Nu, că e numai galaxie. Mi-au pușca și o țin pușca cu mine. Deci fără rotița asta nu putem să ieșim din casă. Asta mai trebuie, o rotiță, ca să-mi dea mama Master Key. Oh my god, ce e asta? Part of shotgun. Așa, mie mai trebuie, stai să iau pușca, mai trebuie o rotiță. Și asta e tot. Da. Așa. Uite cum baie. Unde o fi rotița aia, oameni buni? Deci voi aveți ochi? Ați văzut-o? Dacă era asta live stream și vedeau să văd rotița. Deci dacă era fost la fain. Super tare.
Deci nu este, nu-i pe aici. Nimic oare să nu mă prindă. Okay. Prin camera aia, ultima cameră sau pe aici, prin sertar. Poate am văzut-o, dar am... Uite. Bravo, știu că am văzut undeva, dar am trecut peste ea. Stai să o împușc. Dacă n-am încredere în că mă bace. Dă-i masa jos. Haide, Granini, ultima împușcătură pe ziua de astăzi. Mai am o șansă. Granini, haide, Granini. Vino cu ace. Haide, Granini. Buni, stai cam. Oare de unde vine? De unde vine de data asta? Ca să o văd, știi? Închide ușa, da, perfect. Super isteț. Buni, haide. Iar s-o fumasă singură, s-o... Nu. Buni, haide. Să mă împuși pe Granini și după aceea rotița și ieșim din casa lui Granini. Abia aștept. Ma, stai să-mi pușc. Haide. Da, ce faină casa e. Senzațională, dar eu aș... Asta e mai mult de vizitat decât de dormit. Dar ai văzut ce ușă? Zici că e un portal. Te da? Duci în altă lume. Da. Se aude ceva? Da. Se aude? Cred că da. Haide, Granini, vino, că vrem să ți-o facem. Haide, vrem să te facem lată. Haide. N-am nimic ca să dărâm. Mă duc la etaj. Nu știu ce să faci. Poți să duci în camera ce să mai dărâm masa, nu știu. Închizi ușa. Hai că e bine. Haide, Granini, spală-te în urechi. Haide la eu noi. Eu știu că vrei să mă împuși și tu crezi că vin, stai să o crezi tu. Vino tu jos. Granini, eu nu vin, vino tu cu ace. Vino mă jos. Granini, vino tu! Unde ești, Granini? Uite, știu, a... Frica. A reparat asta cu puterea minții. Sau cu puterea siliconelor, nu știu exact care. Buni, vino! Stai că vino, că mă enervez, nu face nimeni dezordine în cap. Opa, vine! Opa. Am văzut-o? Împușcă tu, Isina, pușcă pe gând. Nu, tu! Perfect! Bravo! Pleacă, măi, urâțico! Am crezut că mă prinde. Cristina, acum te duci tu și termini jocul. Haide! Și să mă duc afară? Haide. Te duci prin bucătărie. Haide să mă duc prin bucătărie. Ai 2 minute! Hai. Puși prin bucătărie, Cristina! Trec peste Granini! 2 minute să iei Master Key. Sper că am făcut Ține-ți tot! Țineți-mi pumnii! Sper că am făcut tot! Țineți-mi pumnii acolo să putem să ieșim din casa bombei sexy. Haide, F. Da, nu hopa sus! Așa. Și fă-te mică cu câștul de înăuntru numai pe cât, da? Mă duc apăsat. Cu cât, da? Pe cât. Apăs pe cât. Da, și numai când ieși afară, dai scos cât, da? Da. Haide să punem și rotița și după aia chiar putem ieși. Pune rotița, F. Cu F? Da. Chiar putem ieși. Nu, întoarce. Pe ei cheia. A, ce cheie? Master key. Asta, da. F. Așa, okay. Și acum ieși. Yes. Ieși afară. Ce-mi place când... gazonul tău cu flori, Granini. Senzațional. C? Mai față. E destul? Da. Hai, C. Și du-te pe revenit. Așa, și mergem. Nu. Scuze. Te duci eu, colegi pe aici, așa. Pe F. Hai de mine. Hai, Cristina, să nu vină Granny, ieși afară, ieși! Țineți-mi pumnii, vorbesc serios! Fugi! Trebuie să deschizi cheia prima oară. Trebuie să deschizi cheia aici? Da. F? Da! Bate palma! Bravo, Cristina, ai ieșit! Am ieșit din casa bombei sexy! Ce se întâmplă acum? Uite-o și pe Slendrina! Hai că-s fericite acolo în familia lor de supereroi! Am ieșit! Bravo, Cristina! Super senzațional de incredibil! Bate palmele! Nu uitați să apăsați coco like! Dacă v-a plăcut și să vă abonați pentru mai multe episoade trăznite și nu uitați de asemenea să vă abonați și pe mai mult CocoLix unde ne jucăm Minecraft și pe Cocos Cristina dacă vreți să vedeți DIY-uri. Și pe canalul meu de Cocos Cristina cu cel mai faine și dulci videoclipuri ever! Ne vedem la viitoare! Pa!